Amin. Fie ca să-L alegem pe Domnul mereu, în fiecare zi. Amin. Deschidem Sfintele Scripturii în seara aceasta la Marcu, capitolul 4, de la versetul 35 la 41. Marcu, capitolul 4, de la 35 la 41. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stăvit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Amin. Doamne Tată, vrem să-ți mulțumim pentru că bunătățile tale s-au revărsat și în această zi peste viețile noastre. Mulțumim pentru harul tău, pentru dragostea ta, pentru îndelunga ta răbdare. Mulțumim pentru ocrotirea ta de tată, mulțumim pentru purtarea de grijă și din această zi. Vrem și în seara aceasta, în momentele care urmează, să înălțăm numele tău, fiind gata să auzim vocea ta încă o dată. Doamne, îți mulțumim pentru rugi, îți mulțumim pentru cântări, pentru poezii. Doamne, le-am adus înaintea ta, dorim ca tu să le primești. Iar acum te rog să ne faci atenți la cuvântul tău. Vrem să ne vorbești și în seara aceasta. Vrem ca susul tău cel bun să se apropie de fiecare dintre noi. Și vrem ca numele tău să-l onorăm în toate, Tatăl nostru. Fii și cu mine, înțelepțește-mă, pune cuvinte pe buzele mele și vreau, Doamne, ca orice cuvânt voi rosti să nu fie de la mine, din înțelepciunea mea, ci să fie din partea ta. Mulțumesc pentru seara aceasta și o încredințăm în mâna ta și te rugăm să rămâi cu noi. Amin. Vă invit să reocupați. Psalmistul spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Am avut un timp de părtășie frumos, minunat, în seara aceasta. Ne rugăm ca Domnul să ia aminte la rugile noastre. Și ceea ce am rostit fiecare dintre noi să fie o realitate pentru viețile noastre, pentru trăirea noastră, pentru apropierea noastră de Domnul în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Întrebarea pe care o am în seara aceasta, ești pregătit pentru furtună? Doamne ajută-ne! E bună! Bun, Doamne ajută-ne! Știi, toți zic, dar și hoțul zice, Doamne ajută-ne, se duce la furat. Nu? Dar suntem pregătiți pentru furtună? E foarte importantă întrebarea asta. Auzi, dacă ar fi să-ți dea mâine medicul, stăteam de vorbă săptămâna asta cu cineva, vom fă la evanghelizare, și fratele de acolo îmi spunea, un frate îmi spunea, auzi, săptămâna viitoare mă duc la Cluj. Nu mă simt prea bine, mă duc la Cluj și vreau să spun că am căutat și am stat la rând vreo lună și ceva după un medic care mi s-a părut mie că și toate duceau că e cel mai bun medic. Nu știu ce îmi va spune. Și l-am întrebat, ești pregătit pentru orice? Noi suntem așa, când am văzut săptămâna asta, și nu vreau să fac nimic din asta, dar am primit mai multe telefoane ca și când am primit de ziua mea. Și am stat mai mult la telefon cât am stat. Și sigur că toți încearcă să spună una și alta, să te ajute să treci prin furtună. Dar am stat și m-am gândit, nu știu cât suntem de pregătiți pentru furtună. Fii tu pastor, fii tu orice ai fi. Nu știu cât suntem de pregătiți să trecem prin furtună. Am un cumnat
Cumnatul meu e un om inteligent, are facultatea de drept făcută, dar e șofer de tir. Și a cumpărat tir și umblă prin țară și mai mult prin străinătate să muncească și să aducă bani acasă. Ei, are o dragoste și un talent deosebit în pictură. Săptămâna trecută, deci cu ceva vreme în urmă, să iau cu început, am fost la el și ne-a dus într-o cameră acolo unde are picturi, era acasă și el împreună cu sora mea, e soțul surorii mele, eu l-am botezat în urmă cu ani de zile și mi-a arătat tablourile pe care le pictează. M-am uitat la 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu știu, erau foarte multe acolo în cameră. Mi-a dat și mie, cât erau de multe, mi-a dat și mie 3. M-am uitat și am observat un lucru aproape în fiecare tablou. Știți ce era aproape în fiecare tablou? Furtună. Apă. Apă. În fiecare tablou, apă. Uneori era valuri mari, uneori corabia era înclinată. Cred că unul care l-am și luat cu mine e o corabie liniștită, pe mare liniștită. Și l-am întrebat, băi Ionel, spune-mi care-i ideea? Te văd aproape în fiecare tablou că ai apă și furtună și așa mai departe. Și el mi-a spus, Aurel, așa sunt vremurile pe care le trăim azi. Sunt vremuri atipice, vremuri cu multe furtuni, multe încercări, multe probleme care vin în fiecare zi și atunci, dacă vin atâtea furtuni și atâtea probleme peste noi în fiecare zi, întrebarea mea, pentru mine și pentru noi în seara aceasta, sunt pregătit de furtună. E atât de important să privesc în seara aceasta, în mine, în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu știu că furtuna, știți cum vine furtuna? Dintr-o dată. Nici nu te aștepți. Îl întrebam pe prietenul meu, pe colegul meu, joi seara, auzi, și dacă zice ceva rău medicul, ești pregătit? Eu nu știu eu, dar soția, dar copiii, dar... Nu prea suntem pregătiți. Cât suntem noi pregătiți pentru furtună? Pentru că furtuna vine dintr-o dată, fără să te anunțe, fără să o aștepți. Vine încercarea, vine necazul, vine boala, vin tot felul de probleme în viața noastră. Și nu știm de unde să le luăm, de unde să începem să rezolvăm. Și mă uitam în Cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce ne învață Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când suntem aproape de furtună, când suntem împreună cu cei din jurul nostru, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem, ca să trecem biruitori prin furtunile vieții care apar, este că trebuie să mă asigur că sunt în barcă cu Domnul Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos este în barca vieții mele. Că suntem în aceeași barcă. Mă uitam aici și spune aici cuvântul Domnului, au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în barcă în care se aflau. Se aflau ei, așa, împreună cu ei erau mai multe corăbii. Dar ucenicii l-au luat în barca lor. Nu l-au trimis, Doamne, du-te Tu cu ceilalți. Și hai cu noi în barcă, Doamne, vino cu noi! Și m-am gândit și m-am uitat și e atât de important să înțelegem că azi e vreme bună, azi e vreme de har, azi e vreme în care să ne apropiem de Dumnezeu și să-L invităm pe Domnul Hristos să urce în barca vieții noastre. Atunci când El va fi în barca vieții noastre, atunci când încă e vreme bună, lucrurile vor merge în așa fel încât vom fi binecuvântați. Este o cântare care spune, orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Orice ar veni, furtună, încercare. Vor veni furtunele, spune Domnul Hristos în predica de pe munte, și vor bate în corabia vieții tale. Vânturile vor veni. Ploile vor veni. Ce vei face? Ești pregătit de furtună. E ca să fii pregătit de furtună. Primul lucru pe care îl spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să te asiguri că Iisus este în barcă cu tine. Și vreau să fii sigur de lucrul ăsta. Nu numai din auzit ce ți-au spus unii sau ce au făcut alții, ci trebuie să fii sigur de lucrul ăsta. Nu odată i-am auzit chemarea Domnului Iisus Hristos. Nu odată am înțeles voia lui Dumnezeu, voia Domnului în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Dar oare sunt eu sigur că Domnul Hristos este în corabia vieții mele?
A fost un moment în care l-ai primit, l-ai acceptat pe Iisus Hristos? Fraților, la teorie suntem foarte buni. Și toți vorbim de asta. Dar haideți să vedem practic. Este Iisus în barca vieții noastre? Ei, ucenicii l-au luat în barca vieții lor și vedeți ce s-a întâmplat. Numai un pic s-a scuturat barca și toți au început să strige, să țipe la Domnul Iisus Hristos. Nu-ți pasă că pierim? Ei, când vin încercările, când vin problemele, când vine cazurile, când vine boala, când vine cancerul, atunci, se vede dacă ești liniștit sau nu. Dacă e Hristos în viața ta, în barca vieții tale, sau nu. Până atunci, totul e poveste. Totul e poveste. De-aia e foarte important ca în această seară să-i dai voie Domnului Iisus Hristos să urce în corabia vieții tale. Să-i dai voie Domnului Iisus Hristos să fie cu tine. Și atunci orice ar veni, nu te vei teme. Citeam despre o familie de oameni credincioși. Tineri, 43 de ani avea soția când a avut un accident în circulație și a plecat în veșnicie. Au rămas 5 copii. 5. Și soțul ei spunea, după ce au pus-o în pământ, pe sora, pe soție, și spune, eu nu mi-am pierdut soția. Are atâta putere. Eu nu mi-am pierdut soția, spunea el. Ea s-a dus înainte la Domnul Iisus Hristos. Ea era în barcă cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să avem și noi astfel de credință. O credință puternică. Dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta, nu vei trece prin furtună. Mi-am adus aminte de Apostolul Pavel și avem în Faptele Apostolilor 27 un episod foarte interesant din călătoria lui Pavel către Roma și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre o furtună care a venit peste corabia în care era Pavel și ceilalți care erau împreună cu el. Și spune el, trecuse destul de multă vreme și călătoria pe care se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel, înștiințat de ceilalți, le-a zis, oamenilor, călătoria văd că nu se face fără primejdie și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, ba chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să-și ajungă în Fenix. Liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, și să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi. Și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă. Ce au făcut? Au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos, corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. A trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov și abia am putut să punem mâna pe luntre. Și mergem mai departe. Și m-am uitat aici la un lucru. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Și acum versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Cum poți fi cu voie bună în furtună? Interesant. Poți. Știi când? Atunci când e sigur că Iisus este cu tine în corabie. Când e sigur că Hristos este cu tine în corabie, vei fi bucuros. Cu voie bună. În furtună. Și Domnul să ne ajute să luăm pe Domnul Hristos alături de noi.
Al doilea lucru pe care îl spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ești pregătit de furtună? În al doilea rând, trebuie să cedau locul de la cârbă lui Hristos. Cine conduce corabia? Cine conduce viața? Vedeți? Aici de foarte multe ori noi ne credem stăpâni de foarte multe ori pe situația în care suntem. Am un unchi, e destul de în vârstă, care niciodată n-a putut să stea în mașină pe scaunul din dreapta sau în spate. Niciodată. Șofer. Pentru că întotdeauna spunea, nu pot pentru că mi-e rău. Dacă vrei să vin, lasă-mă la volan. Mi-aduc aminte de ani de zile în care circula și umbla, nu puțin, și întotdeauna era la volan și spunea, aici mă simt în siguranță. Dumnezeu l-a păzit și nu s-a întâmplat nimic. Și întotdeauna când eu sunt la volan, mă simt în siguranță. Când stau pe scaunul din dreapta, parcă nu sunt așa sigur pe cel care e în stânga, pe cei care e la volan. Dar foarte interesant îmi spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că dacă vrei să treci biruitor prin furtună, să fii pregătit de momentele acelea grele, pe lângă că trebuie să te asiguri că ești în barcă cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să-i cedai locul de la cârmă, de la conducere lui Hristos. Ești gata să faci lucrul ăsta? E greu. Da. Mi-aduc aminte de Petru, nu odată, când el vroia să aibă întâietate între toți ceilalți și chiar la Domnul Iisus Hristos a sărit de nenumărate ori cu vorbe și așa mai departe. Și m-am gândit cât de important este să cedai locul de întâietate Domnului Iisus Hristos. Fie că e viața ta, fie că e casa ta. E greu de multe ori să lași pe Domnul Iisus Hristos să conducă toate destinele. Dar dacă El la cârmă, întotdeauna vei avea biruință și vei trece biruitor prin furtună. Ești pregătit sau nu? Dacă Domnul Hristos e la cârmă, El conduce corabia vieții tale, întotdeauna vei ieși biruitor. Când treci prin furtună, trebuie să lași controlul în mâna Domnului. Ești gata să faci. Mă stai, că dar și eu am. Și eu îs. Și eu pot. Auzi, în furtună numai ai, nu poți ținea controlul. Azi, la un moment dat, am pus o frână și eram pe gheață și am crezut că pot eu să... L-am văzut cu mâna. Am reușit să mă opresc și să nu lovesc două mașini. Una aia aici și una aia acolo. Că numai, poate un metru, dacă mai mergeam, poate mă apropiam de ele mai mult. Suntem în control. Am zis, da, mă întreba soția, ce ai vrut să faci? Păi am vrut să bag aici cu spatele. Și nu mi-am dat seama că e gheață. Și am pus frână. Nu zi eu în control. Ei, lasă-L pe Hristos să fie în control. Când Hristos e în control, în corabia vieții tale vei avea numai binecuvântări și biruințe. Ei, dar pentru asta, dragii mei, trebuie să îl primesc pe El, să-L am pe El în viața mea, să fie El Domnul vieții mele. Săptămâna aceasta am primit un monolog. Și unul vorbea despre două familii. Două familii vecine. Și spune el că într-o familie era numai ceartă și de dimineață și până seara era furtună. Când se întâlneau, cum se isca furtuna? Cum ajungeau acasă și unul și celălalt? Cum erau probleme? Iar vecinii lor, întotdeauna liniște și pace. Liniște și pace. Și soția ăștia, certăreților, ăștia din furtună, îi spune la un moment dat soțului, măi, cum îți explici tu, oare care e secretul vecinilor noștri, că pe ei niciodată, dar niciodată, nu-i auzim măcar ridicând tonul unul la celălalt. Și noi cum le vedem? Toată ziua. Și îl spune, uite, o să mă duc și să caut să găsesc secretul de la ei. Și într-o zi se duce aproape și se uită ceea ce se întâmplă în casa lor. Soția era la bucătărie, pregătea ceva de mâncare, soțul era la birou, scria ceva acolo și la un moment dat sună telefonul și soțul se ridică și se întoarce să se ducă înspre telefon și că
când s-a întors, a lovit o vază, scumpă, a căzut jos, s-a făcut sândă, ciocuri prin pe jos. A ridicat telefonul, a răspuns, l-a închis, s-a plecat jos, a spus, dragă, te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos să mă ierți. N-am văzut-o. Îmi pare atât de rău că am lovit-o. Îmi pare atât de rău că s-a întâmplat cu vaza asta, că am spart-o. Îmi pare atât de rău. A venit soția de la bucătărie, s-a pus lângă el și a început să adune și ea ciocuri și a zis, auzi, îmi pare rău mie. Că nu trebuia să o las așa. Trebuia să o pun în altă parte. Nu trebuia să o las așa. Au terminat de adunat cioburile, s-au ridicat, s-au îmbrățișat, ea a plecat la bucătărie, el la birou. Se duce omul acasă. Și spune soția, nu? Spune, ce ai descoperit? Care-i secretul vecinilor? Și ea spune în felul următor. El spune în felul următor. Auzi, la ei, întotdeauna, amândoi sunt de vină. Întotdeauna. Iar la noi, întotdeauna, amândoi avem dreptate. Dar întotdeauna. Interesant, așa-i? Ei, unde-i Domnul Iisus Hristos la cârmă, când conduce El, întotdeauna îi vei da locul Lui. Vei vedea că ai problema ta, nevoia ta, vina ta. Și îl vei lăsa pe El să conducă. Dacă întotdeauna te crezi tu că ești cel mai bun, nu e așa. Și Doamne, ai milă de noi și îndură-te de noi. De aceea, chemarea lui Dumnezeu pentru noi, în furtună, este atât de importantă și ne cheamă Cuvântul lui Dumnezeu ca să cedăm locul de încăpătâi Domnului Iisus Hristos. 3. În al treilea rând, trebuie să cerem ajutor Domnului și să lăsăm pe El să rezolve situațiile. Mă uitam aici în Cuvântul Domnului. S-a sărmit o furtună mare de vânt care arunca valurile în corabie. Așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la căpătăi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Versetul 39. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără ură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Foarte interesant, privind aici, să ceri ajutorul Domnului. Și noi o facem. Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te, Doamne, scapă-ne, Doamne, ocrotește-ne, Doamne, ferește-ne. Dar foarte important, lăsăm pe El să ducă la îndeplinire, să rezolve problemele, furtunile prin care trecem. Mă uitam în Sfintele Scripturi și găsim multe exemple. Exemplu Avram. Stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mi-ai promis că îmi dai un copil. Doamne, ce va fi? Că uite, am, dar moștenitorul meu. Și Dumnezeu îi spune, Avrame, ieși afară. Privește cerul. Poți să numeri stelele? Nu. Așa va fi sămânța ta. Doamne, cum? Că mi-ai... Avrame. Și trec 10 ani. Și în Geneza 21, Dumnezeu duce la împlinire planul lui. Chiar dacă Sara a râs, chiar dacă s-au întâmplat o sumedenie de evenimente, Dumnezeu la vremea potrivită își duce planul lui. Știi de ce e nevoie? E nevoie de răbdare. Dar asta n-avem noi. Noi care trăim în era aceasta, totul instant, imediat, totul să fie gata în câteva secunde, nu mai avem răbdare de nimic. Ei, în vremurile acestea, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, când ceri ajutorul Domnului, lasă-L pe El să rezolve problemele. Lasă-L pe El să rezolve situația. Am numărat între ucenicii Domnului câți marinari erau acolo. Câți pescari erau acolo. 4. Obișnuiți cu furtuna. Obișnuiți cu astfel de momente. Ei, dar în momentul acela, nu mai știu ce să fac. Mi-aduc aminte de Iona. Când a venit furtuna și era Iona acolo, au început marinarii să arunce totul ce era în corabie în mare, să o facă mai ușoară, să scape de furtună. Iona era jos, dormea dus, până l-au adus și au spus, aruncați-mă pe mine în mare și să vă liniști marea. De ce? Pentru că eu mă tem de Dumnezeu. Cum spui că te tem de Dumnezeu când faci ce ai făcut? Fugi de Dumnezeu.
Și Dumnezeu ne cheamă în aceste vremuri să cerem ajutorul Lui, dar să lăsăm pe El să rezolve toate situațiile noastre. Când ceri ajutorul Domnului, dă-i voie Lui să rezolve situațiile. De cele mai multe ori cerem ajutorul, dar tot noi vrem să-i dăm și soluții lui Dumnezeu pentru rezolvare. Pentru că nu avem răbdare. Noi vrem acum, astăzi, și cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă cu totul altceva. Avem nevoie de răbdare, de să stăm înaintea lui Dumnezeu. El ne va da și înțelepciune, El ne va da și de răbdare și la vremea potrivită va face lucruri deosebite. Trebuie să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Și spune un poet de cântare, mă încred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tatăl va călăuzi. Este El la cârma vieții tale, este în corabia vieții tale, este El acela care să-ți conducă viața, să îl lași pe El să-ți rezolve problemele prin care e situația ta. Un al patrulea lucru de care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu este că dacă vrei să treci biruitor prin furtună, trebuie să fii gata să accepți și mustrarea din partea Domnului. Aici e mai greu. Doamne, noi Te-am chemat în ajutor. Noi vrem să ne ajuți să ieșim din situația asta. Vrem să mă ajut să trec cu bine din situația asta. Dar mă mai și mustri. Mai am nevoie eu și de mustrarea Ta? La ce mai ajută mustrarea? M-am uitat aici și spune Domnul Iisus Hristos în versetul 40, pentru ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință. Dragul meu, dacă ar fi să alegi între încurajare și mustrare, ce ai alege? Încurajare, așa e? Asta va alege. Nu ne place mustrarea. Doamne, nu cumva să spui cuiva, astăzi nici copiilor, nu mai poți să le spui, aproape nimic. Nu mai poți să le spui. Cum să-i mustie? Lăsăm cuvântul lui Dumnezeu deoparte de foarte multe ori și vrem să facem bine, să fie bine. Nu, Dumnezeu ne cheamă să fim copii aceia ai Lui, oamenii aceia ai Lui, care să se îndrept. Dacă vrem familii binecuvântate, dacă vrem ca biserica Lui să propășească, trebuie să facem ceea ce ne cere cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim oameni care să încurajăm când e nevoie de încurajare, dar să mustrăm când e nevoie de mustrare. Să mustrăm. Ne frică de mustrare. Domnul nu se supără. Cred că e mai important să nu se supere Domnul. Să iubim pe Domnul, să slujim pe Domnul, să cinstim pe Domnul. Pentru că în ziua aceea să zică, vino binecuvântații Tatălui, nu plecați de la mine că nu vă cunosc. Dacă vrem să zică plecați, atunci stăm așa și nu ne interesează. Dar dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrem călăuzirea lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim oamenii aceia care să acceptăm mustrarea și să ne încredem pe deplin în El. Știți ce spune Proverbe 27:5? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Așa e. Mai bine o mustrare pe față. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Amin. Avem multe lucruri, multe cântări care ne vorbesc de zilele pe care le trăim. Și despre faptul că suntem în furtună. Cred că ar trebui în aceste vremuri, în aceste momente, fiecare dintre noi să ne trezim. Să-L invităm pe Hristos în viața noastră, în corabia vieții noastre. Să-L invităm pe Hristos să fie acela care să aibă locul de cinste în viața noastră, locul de căpătâi, locul la cârmă. Să cerem ajutorul Lui și să-L lăsăm să rezolve toate situațiile prin care trecem. Să acceptăm mustrarea, să ne încredem în El. Pentru că furtuna vieții vine pe neașteptate, pe neanunțate. Dacă e necesar de ceva, atunci e necesar ca Dumnezeu să fie lângă noi. Ești pregătit de furtună. Doamne, întărește-ne. Amin.
lucrează la viețile noastre. Vreau să închei cu două versete din Isaia 41. Isaia 41, omului Dumnezeu spune așa. Nu te teme. Versetul 10. Căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Este promisiunea Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu. Nu te tem! Iau-te Hristos în viața ta, barca vieții tale. Și apoi, versetul 13, spune la fel, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Amin. Dragii mei, suntem pregătiți de furtună. Vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru. Mă uit ceea ce se întâmplă în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat în aceste vremuri. Și suntem în furtuni. Furtunile, vânturile bat dintr-o parte în alta. Sunt toți mai mulți oameni care sunt cu probleme vis-a-vis de Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. O cântare spune, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Și vreau să vă spun că suntem acolo. Săptămâna asta am fost la Cluj și am stat nenumărate ceasuri împreună cu fratele Teofil și fratele Sabău și ne-am uitat și am discutat și am văzut cum furtunele vin și știți unde bat furtunele acum? Biserica. Pastori care spun, nu mai știu ce să facem. Pentru că sunt și nu numai în țara noastră, peste tot. Spunea fratele Ciprian, diavolul dă târcoale și caută. Dragii mei, suntem în furtună. Ce facem? Suntem pregătiți? Haideți să-L invităm pe Hristos în mijlocul nostru. Și Moise spune, Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri. Chemați-L pe Hristos în barca vieții voastre. Lăsați-L la cârmă. Lăsați-L El să conducă. Nu noi. Nu suntem mai buni conducători, mai inspirați ca și Domnul Iisus Hristos. Dați-I voie să facă El lucrările, să te scoate El, să rezolvă El problemele. Acceptă dacă e nevoie chiar mustrarea din partea Lui. Ca la final să ai parte de binecuvântarea Lui. Amin. Ești pregătit de furtună. Doamne, ajută-ne. Amin. Ca să creștem din zi în zi. Ca să putem fi plăcuți înaintea Ta. Amin.